Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori. Astăzi, la început de săptămână, aici la Capital TV, unde răsfoim împreună presa online. Ce s-a mai întâmplat prin minunata noastră țărișoară, aflăm în minutele următoare, cel puțin din punctul de vedere al ziarelor. Totuși, înainte de a trece la ceea ce scriu ziarele astăzi, aș vrea să mă opresc asupra unui articol pe care nu l-am citit vineri, pentru că la momentul realizării revistei Presei încă nu apăruse. Și atunci, așa cum știți, Ludovic Orban, premierul României, sică mandolină, cum îi mai zic unii, mă rog, tot felul de porecle, chestii de genul ăsta, a fost prezent în Valea Jiului, unde a participat la Ziua Minerului, la Comemorarea Minerilor și așa mai departe. Ei bine, scriau ziarele la momentul acela că premierul Ludovic Orban a fost huiduit unde, pentru că a participat la depunerea de coroane, la statuia uite cum scriește, la statuia minierului, e minerului, mă, nu minier, în parcul Carol Schröter din Petroșani. Șeful executivului a susținut o alocuțiune, însă în timp ce vorbea despre problemele minerilor, a nemulțumit persoanele aflate acolo, care i-au strigat numele complet al locului respectiv, adică Mina Lonea, pe care, mă rog, premierul a uitat cum se numește, așa, și ce mare crimă. Unele persoane strigau premierului ne bagi în faliment sau îi reproșeau că guvernul nu a dublat alocațiile pentru copii. Alții au spus prim-ministrului să nu mai mintă. Cert este că, pe surse, am aflat că, de fapt, cei care strigau, dacă urmărim atent înregistrările, erau vreo două, cel mult trei voci. Și tot pe surse am aflat că una dintre voci era a unui fost sau actual lider de sindicat de prin zonă, iar altă voce ar fi fost a unui primar buhăit care la un moment dat își angajase gagica pe post de consilier la primărie. Dar mă rog, asta este cu totul și tot o altă poveste, pentru că personajele se pare că fac parte și dintr-un alt partid politic decât premierul. Acum să nu se înțeleagă că eu iau apărarea lui Orban, departe de mine gândul ăsta. Numai că acțiunile astea de gherilă ale anumitor partide care vin la ba la conferință de presă, ba la câte o manifestare de genul ăsta și înceapă să strige și să huiduie, mie mi se par cel puțin lipsită de respect și bătătoare la ochi așa. Adică, băi, oameni, nu ne luați chiar de proști, că întâmplătorii unii ziariști se mai și uită cine strigă și vă mai și cunosc. Mai mult decât atât, e o totală lipsă de respect să strigi în timpul unei acțiuni, a unei manifestări, în timpul depunerii unei coroane de flori sau chiar în timp ce personalitățile sau reprezentanții instituțiilor statului iau cuvântul. Pentru că, până la urmă, de-aia sunt reprezentanții instituțiilor statului, să se ducă, să vadă despre ce este vorba, să participe la astfel de lucruri. Bun, am terminat cu chestia asta, am simțit nevoia să spun lucrul ăsta pentru că absolut întâmplător știu foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Mergem la ziare.ro și ia să vedem ce zic cei de la ziare.ro. Preiau un articol de unde? De la Cotidianul, din care aflăm că aproape 100.000 de copii au fost confirmați în Statele Unite cu noul coronavirus într-un interval de 14 zile, cu doar câteva săptămâni înainte de redeschiderea școlilor. Bun, na, ce să zic? Asta e. În același timp, ia să vedem la alte articole pe același subiect, ăsta nu-l citim că nu este foarte interesant. Ia să vedem ce zice articolul ăsta din economica.net. Criza coronavirus. Pe 11 martie 2020 OMS a declarat oficial că situația răspândirii este considerată pandemie. După 5 luni de la declararea pandemiei, cea mai recentă raportare duminică 9 august 2020 ora 13,
Din totalul de 28.949 de cazuri active în România, sunt 7.640 internați în spitale și 458 de pacienți la ATI. Asta înseamnă că doar 1,58% din cazurile active sunt la ATI. Asta este bine. Cel mai mare număr de cazuri noi în 24 de ore a fost de 1.378 de persoane declarate pozitive în data de 7 august 2020. Recordul, iauzi, este și record. Recordul de morți raportați în 24 de ore a fost de 50 în 7 august 2020. România are 140 de morți din cauza coronavirusului la milionul de locuitori, locul 38 în lume. Băi, ați făcut și clasamente, pe cuvântul meu. Mai departe. Un articol din Libertatea. Sindicatul Europol anunță că unul din cei doi polițiști atacați cu coasa a fost transportat la București pentru mai multe intervenții chirurgicale de urgență pentru a nu-și pierde funcționalitatea degetelor. Deci, bă, au ajuns ăștia să dea cu coasa în poliție. Pă, bune? Nu. Absolut mirobolant, halucinant. Sindicatul Europol precizează că polițiștii atacați cu coasa au fost nevoiți să facă uz, au fost nevoiți să facă uz de armă, direct uz de armă, normal că au fost nevoiți și că au trebuit să facă uz de armă. Iar după mai multe somații și somații au tras în membrele inferioare și în abdomenul unuia dintre agresori. Toate acestea în timp ce ministrul Vela ne spune că totul e sub control, că e cu ochii pe cei care încalcă legea. Între timp noi mai numărăm două ultraje, doi polițiști tăiați și agresați și dacă întrebați de noile pistoale Beretta, nu, încă nu au sosit, doar s-au făcut poze cu ele pentru imaginea ministrului. Articolul integral îl găsiți pe Libertatea, domn ministru, domnul Vela. Eu nu știu cum e acolo la Caransebeș, deși e foarte aproape de noi, unde ați fost dumneavoastră primar și prefect și ce ați mai fost și așa mai departe. Eu până acum v-am stimat. V-am dat premisa de om la locul lui, om care își face treaba, mai ales că l-ați luat și pe Berbeceanu în cabinetul dumneavoastră, dar ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile mi se pare cel puțin strigător la cer și sfidător la adresa nației române. Îmi asum în totalitate ceea ce spun. Weekendul acesta au circulat pe internet imagini de la înmormântarea lui Clavecin ăsta, sau cum îl cheamă? Cum îl cheamă, mă? Pian. Clavecin? Pian. A, pianul îl chemam. Da, de aici și confuzie, îmi cer scuze. Mă gândeam la un instrument muzical. Deci, ce a fost acolo, în afară de faptul că mi s-a părut o horie, așa mi s-a părut mie, nu? Că dacă tot am văzut imaginile, am dreptul să emit și păreri. Nu mă uit ca o langustă, ca o mangustă sau ca o legumă la imagini și n-am nicio părere. Deci mi s-a părut o horie de prost gust și nu numai că a fost de prost gust, asta n-are nicio importanță până la urmă. Dar să vezi atât de multe persoane adunate în condițiile astea în care există niște legi, niște reguli clare, cu poliție, cu jandarmerie la poartă, care parcă îi păzeau pe interlopi. Mi se pare strigător la cer. Adică mi se pare o palmă dată pe nația poporului român. Bă, nene, noi plătim taxe și impozite, înțelegeți? Plătim taxe și impozite din care dumneavoastră și slujbașii statului vă luați salariile. Plătim taxe și impozite din care statul ăsta încearcă atât cât poate, pe lângă faptul că mai dă deoparte, să dezvolte țărișoara asta. Plătim taxe și impozite din care se plătesc pensiile bătrânilor noștri, alea pe care știți că n-aveți bani să le majorați. Plătim taxe și impozite din care se plătesc alocații și indemnizații. Dar nu plătim taxe și impozite pentru ca poliția și jandarmeria să păzească interlopii. Nu pentru asta plătim taxe și impozite. Nu plătim taxe și impozite pentru ca guvernul să dea niște legi sau niște reguli pe care interlopii nu le respectă. Nu plătim taxe și impozite ca să văd pe toate televiziunile, mai puțin a noastră, imagini cu interlopi cum dau cu sutele de euro în timp ce Clavecin zace în cutie. Pianul, pardon.
Nu pentru asta plătim taxe și impozite. Cum vreți voi să vă mai respectă lumea? Cum? Atâta vreme cât circulă aceste imagini cu polițiștii, cu jandarmii care parcă îi păzeau. Cum vreți să mai supună oamenii regulilor când ne arătați astfel de evenimente? S-a deschis vreo anchetă măcar în cazul ăsta? Despre ce vorbim aici? De câte ori autoritățile statului român i-au luat la întrebări pe interlopii ăștia care au mașini de sute de mii de euro, case de milioane de euro, dar ei au fost până nu de mult beneficiari de ajutor social. Asta în vreme ce acasă ne vin hârtii de la finanțe cu aveți de plată un leu impozit. Cum vreți voi ca noi să avem încredere în voi? M-am ambalat, așa e? Să mă calmez? Mă calmez și merg mai departe atunci. Cum? Vrei o știre siropoasă? Ia să vedem. Cât de siropoasă vrei să fie? Ha? Bă, uite, ți-o dau pe asta. Hai să vedem. Că încă un candidat pentru postul de primar al Hunedoara. E suficient de siropoasă? Nu e. N-are nicio treabă. Știre siropoasă? Bă, mă duc, uite aici, stai așa. Și uite, căutăm o știre siropoasă. Hai să facem și mișto. Băi, n-am dat dracu. Păi bune. Uite, ai vrut siropoasă, siropoasă îți dau. Gabi Bădălău, știi cine e Gabi Bădălău, nu? Vacanță romantică pe iaht cu celebra, cine crezi tu? Daniela Crudu, mă, cum? Că e nou cuplu al lunii august. Deci Gabi Bădălău și Daniela Crudu, care au petrecut, e de pe cancan.ro, care au petrecut weekendul împreună într-o vacanță romantică pe un superb iaht, aflat în plin proces cu fosta soție pentru custodia celor doi copii, dar și pentru partaj, Gabi Bădălău dovedește că are timp și pentru alte preocupări. Păi normal că pentru se găsește timp oricând, nu? Multimilionarul din Bolintin Vale se distrează de mama focului în destinații exclusiviste, dar nu singur, ci într-o companie selectă. Imagini fabuloase, bla bla bla, articolul integral pe cancan.ro. Bă, dar știi ce e interesant? Că vedem aici imagini cu iahturi, cu treburi, cu cruduța plantată pe astea și stau și mă întreb câte din imaginile astea le-au trimis ei, știi, așa pentru publicitate. Că până la urmă cu siguranță vor să apară în pictoriale. Cât mai avem? Bun. Avem așa. Și cu asta încheiem revista Presei de astăzi. Un articol pe Gândul. Victor Ponta despre nebunia de la alegerile locale. Vorbesc serios, nu e în Caragiale, nu suntem în desene animate. Deci Ponta a declarat duminică seara că nu este bine ca românii să fie chemați la vot pentru alegerile locale în 27 septembrie, săriște să se infecteze cu coronavirus. Ponta este nemulțumit că statul cheltuie mulți bani, iar oferta electorală cuprinde PSD-și trecuți la PNL și PNL-și trecuți la PSD. Na, păi acum ce să facem? Și noi. La toți ni-i greu, dar nu la toți la fel și în același timp. Va fi din ce în ce mai rău, pentru că e clar că s-a scăpat totul de sub control, a spus Ponta. România nu a luat măsuri atunci în martie, când trebuiau, că se doreau anticipate, cât s-o fugea prin Parlament și pe urmă s-au luat măsuri foarte dure. Iar acum tot ce face guvernul, face pentru alegeri. Nu interesează nici de sănătate, nici de școală, nici de economie, a mai zis Ponta la un post de televiziune. Bun. Cam aceasta a fost revista Presei pe ziua de astăzi. Adrian Simonie în numele meu. Mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți cu Capital TV. Numai bine!